Pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea al județului Constanța au fost solicitați în cursul acestei zile, în jurul orei 13:40, prin apel la numărul unic de urgență 112, să intervină în orașul Năvodari în cazul unei persoane care a amenințat că se aruncă de pe un releu. Bărbatul se afla la o înălțime de peste 20 de metri. La fața locului au fost alocate o auto specială de stingere cu apă și spumă, o autoscară, precum și o ambulanță a Serviciului Județean de Ambulanță Constanța. În sprijin au sosit și polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Constanța cu un negociator. După aproximativ 4 ore de discuții, bărbatul în vârstă de 48 de ani a fost convins să coboare de pe releu. Nu a avut nevoie de îngrijiri medicale și a fost condus la sediul Poliției orașului Năvodari.